Grăsunul ghiță este înlocuit în multe case de animale și păsări venite din alte colțuri de lume. Efectul colesterol, care apare de Crăciun, se combate mai nou cu iepure belgian, curcan canadian și porc cu origini sănătoase vietnameze. Carnea este slabă în grăsim și se spune că nu riscăm un depozit nesănătos pe artere, dar este bogată în nutrienți și gustoasă, cu condiția ca orătănile să fie crescute cu cereale. Românii noștri ca americanii să aibă curcan alb canadian pe masă. Este marele belgian. E o exemplară foarte frumoasă, foarte roșită. Ferma cu porci vietnamezi, iepuri belgieni și curcan canadien a fost construită de iranianul Sebi Taheri în localitatea prahoveană Florești. Sunt de adevăr nevoițe, apelează la vietnamezi să înlocuiază câțe, pentru că am spus, cei care au probleme cu diabetul, cei care au probleme cardiace. Sunt crescuți ecologic, îi creștem doar cu curială, cu porumb, cu grâu, morărim noi și doar cu mâncare ecologică. Ce cultivăm după câmpuri, după astea, nu le dăm concentrate ca să se dezvolte mai repede. La ferma iranianului din Florești se pot face comenzi telefonice, iar clienților li se livrează coletele cu carnea proaspătă și ecologică direct la domiciliu. Un porc vietnamez de 50 de kilograme costă 1000 de lei, un iepure de 7 kilograme are prețul de 250 de lei, iar un kilogram de curcan ajunge la 16 lei. Am venit să cumpăr un curcan și un iepure pentru masa de Crăciun, afară carne de porc care este. Noi pe masa de Crăciun putem pune și un curcan. Bonus la fiecare pachet de carne, soția românca iranianului le furnizează cumpărătorilor și câte o rețetă delicioasă. O parte din cărniță o umplem, o tocăm, o amestecăm ca și la sarmale cu cimbru, sare și piper și vinurile noastre tradiționale, alb sau roșu, cred că e cea mai bună combinație. Stăpânul fermei ne-a dezvăluit și așa zisa armă secretă cu care va da lovitura. Am adus ceva care să fie accesibil și șoriciu. American Pig. American Pig este cel dalmațian de acolo, de soate, care este șoriciu consumabil și poți să ai și șorici și carne fără colesterol.